spectatori, sunt Liliana Cazac și cu mare drag o să vă prezint o nouă ediție a emisiunii Bomondă. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, pentru că astăzi o să vă invităm să facem o călătorie în orașul Bucovăț, raionul Strășeni. Aici unde o să descoperim oameni harnici, muncitori, cei care doresc să rămână aici în țară să-și construiască un viitor frumos, dar vom mai vedea cu ocazia sărbătorii hramului orășelului și cum se distrează acești oameni bravi și muncitori. Așa că rămâneți alături de noi, pentru că prima destinație va fi Presaca Vulpii. Dragi telespectatori, iată ne ajungi la Bucovăț. Așa precum v-am promis, o să descoperim lucruri extraordinar de interesante și frumoase aici, atât despre locuitorii acestui minunat orășel, cât și despre cum știu aceștia să se distreze. Dar, desigur, ajungi la Bucovăț, nu putem noi să nu trecem, să ne îndulcim pe la Presaca Vulpii. Rămâneți alături de noi să descoperiți acest colțișor de rai. Dragi telespectatori, astăzi o să descoperim Presaca Vulpii. Suntem aici la o afacere de familie a domnului Sergiu și a doamnei Veronica Vulpe, care au dezvoltat o afacere și care continuă să o dezvolte, dar despre asta ne vorbesc chiar dumnealor. Domnul Sergiu, spuneți-ne de unde e această idee cu Presaca și vine ea cumva de la străbunii dumneavoastră sau dumneavoastră ați hotărât să creați un asemenea, să zic, o asemenea afacere? Bună ziua și bine ați venit la Presaca Vulpii. Ne bucurăm să vă avem astăzi ca oaspeți. Dacă vorbim de cum a venit această idee, bunelul din partea mamei a avut acasă câțiva stupi, dar asta a fost foarte, foarte de mult. De ce? Nu știu dacă să zic că vine de acolo. Eu fiind antrenor de karate aici în localitate, aveam câteva grupe de copii și o grupă de maturi. Am ieșit în una din seri la alergat, că așa era începutul antrenamentului. Și am găsit un roi într-un pom din gara feroviară de aici, din localitate. L-am adus acasă, am găsit un apicultor care m-a ajutat să dezvolt acest roi și în acel an, în toamnă, am mai procurat încă două familii. Și de atunci, trei familii, vreo 6-7 ani consecutiv, i-am avut acasă pentru consum propriu. Ultimii ani, după vreo 4-5 ani, când mai mergeam la cineva în vizită sau în ospiție sau la o sărbătoare, încercam cumva să-i surprindem frumos într-un borcanaș mai deosebit, să punem miere și să-l ambalăm frumos. Dar totodată, făcând acest lucru, deja oamenii au început să întrebe de unde avem așa produs. Ar fi vrut și ei, dar nu doar în cantități mici și doar ca suvenir sau ca cadou, dar să fie chiar și pentru consum propriu. De ce noi am decis în anul 2018 am mai procurat câteva familii și am început încetişor să dezvoltăm, hai să zic, producția de miere. Dar în 2019 deja am deschis o gospodărie țărănească, care am pus toate aspectele juridice la punct, ca să fim și noi, să putem contribui în bugetul statului, puțin, dar cât puteam. Și afacerea noastră a luat naștere în 2019, atunci când am beneficiat. Tot în 2019 s-a fondat și galul Lunca Bâcului. Acest gal a fost cel care ne-a ajutat să ne pornim, pentru că noi financiar n-am fi putut să facem acest lucru. Am beneficiat în cadrul galului de 4 proiecte. Asta a fost și pornirea, sau să zic startul, ca să putem să ajungem aici unde suntem deja.
Fiecare proiect a fost muncit foarte, foarte mult și deja asta era un stimul pentru noi ca să nu rămânem pe loc, dar să încercăm să dezvoltăm ceva mai mult decât pur și simplu apicultura, să încercăm cumva cumpărătorul să-l aducem aici la Prisaca, să încercăm să-l convingem că produsele noastre nu merită să fie cumpărate doar din piață, dar merită să fie văzute de unde le procurăm și numai decât cu degustare. Foarte frumos și impresionant această istorie. Eu vă doresc, desigur, succes în continuare și să dezvoltați această afacere care, cu siguranță, că o să atragă foarte multă lume aici la dumneavoastră, nu numai să se îndulcească, dar o să poată și să fie cazați aici, să admire frumusețea locului și, desigur, Să se contopească așa cu natura, precum acum este în vogă, pentru că foarte multă lume este sătulă deja de, să zic, de gălăgie orașului și toți vor să găsească acel paradis unde se pot odihni spiritual și mai ales că aici pot să și îndulcească sufletelele. Spuneți-ne dumneavoastră, doamna Veronica, cum a fost și cum este să munciți aici alături de soțul dumneavoastră la Prisaca. E o muncă dulce. Noi foarte puțin timp avem la dispoziție pentru că muncim la școală. Noi suntem pedagogi de meserie și atunci munca de pedagog te menține așa în tonus și te face să sacrifici mult mai mult timp pentru copii decât pentru familie și atunci timp pentru noi nu avem. Și tot restul timpului care îl mai avem, îl dedicăm aici și atunci când muncim împreună, pentru că tot ceea ce este aici în jur este făcut doar de noi doi. Mai avem și muncitori sezonieri, dar în mare parte munca este făcută de noi și atunci este făcut tot din dragoste, din tot sufletul și încercăm tot ce aici să facem, să depunem dragoste, suflet, pasiune, poate și de asta... Nu știu, toată lumea care iese de aici iese așa cu energie, cu plin de dispoziție. Asta e. Deoarece sunteți deja dascăle ambii și știți deja dăscălia, cumva pune la punct elevii, copiii, a-i educa, ce e mai greu să educi, copiii sau albinele? Așa cum avem de învățat multe noi de la copii, avem și multe de învățat de la albini, nu pot să zic. În mare parte, mai ales în ultima perioadă, ne educ copiii pe noi, pentru că sunt o generație de la care avem de învățat, ca și de la albini. Nu pot să fac o comparație. De la albini avem de învățat lecții de viață, hărnicie, când știi când mai poți, mai poți. Și de la copii înveți dragoste de viață, pentru că ei știu să te înveți să trăiești. Iată, dragii noștri telespectatori, așa o combinație de lucruri frumoase și de exemple luate din viață, atât de la elevii de la școală, acești profesori, adică ei schimb de experiență, așa să zic, și de la albine învățăm noi cu toții chiar să știm că hărnicia este o virtute frumoasă pe care un om poate să o aibă și e bine să învățăm de la albine acest fapt, iar aici, alături de noi avem și pe cei mai mici din familie care vreau și eu să aud cum vă numiți și dacă ajutați cumva părinții în această meserie. Bună ziua, eu mă chem Camelia Vulpe, îi ajut pe părinții a avea grijă de albini și îi ajut cu lucrurile ce țin de Prisaca. Foarte frumos, bravo, Camelia! Și tu cum te numești și cum ajuți părinții? Bună ziua, eu mă numesc Dragoș Vulpe. Eu l-ajut pe tata la albini. Am două familii în care lucrez foarte mult și banii de acolo investim în diverse obiecte care le avem.
Super, bravo, Dragoș, bravo, Camelia. Sunteți și voi ca două albinuțe care muncesc și care ajută părinții pentru a prospera această afacere. Iar noi din tot sufletul dorim ca această afacere a familiei Vulpe să prospere și dorim ca dumneavoastră, cei care sunteți în fața micilor ecrane și sunteți alături de noi, să veniți să vizitați chiar această prisacă aici în orășelul Bucovăț, raionul Strășeni. În prisacă la noi puteți să găsiți mai multe tipuri de miere și componente sau derivate ale mierii. Dacă vorbim de mierea pe care o avem, să începem cu prima miere care se recoltează, este mierea de rapiță. Este o miere care se recoltează înaintea mierii de salcâm. Este o miere foarte bogată în omega-3, este o miere benefică celor care au probleme cu oasele și totodată pentru amatorii de ceai sau cafea, care nu preferă zahărul în ceai sau în cafea, ar putea să folosească această miere pentru că este unica miere care nu schimbă gustul ceaiului sau a cafelei. A doilea tip de miere, avem mierea de salcâm, este mierea care marea majoritate o consideră cea mai bună miere, deși nu este chiar așa cum cred marea majoritate, din considerentul faptului că această miere nu cristalizează o perioadă de câțiva ani. De asta mulți consideră că este cea mai bună. Dar este o miere foarte, foarte mult timp lichidă. Totodată este unica miere care este folosită în alimentația copiilor până la vârsta de 5-6 ani și cei care au probleme cu indicele glicemic sau zahărul din sânge pot folosi doar asemenea tip de miere. Sunt doi factori care duc la cristalizarea mierii. Primul factor este procentul sau compoziția polenului din miere și a doilea este procentul fructozei și zaharozei. Cu cât este procentul fructozei mai mare, cu atât mai puțin cristalizează. Cu cât este invers, cu atât mai repede cristalizează. Dacă vorbim de zaharoză, vorbim de zahărul natural, zahărul care nu îl adăugăm noi, dar este vorba de zahărul natural. Următoarea miere este mierea, avem două anul ăsta, ne-a mai rămas un pic de miere de tei, dar extrem de puțin de anul trecut, așa că este mierea de tei și avem miere de tei așa, lichidă de anul acesta. Mierea de tei este o miere la sfârșit cu un gust puțin amărui. Mulți oameni nu înțeleg de ce se întâmplă asta. Asta este din cauza polenului. Este mierea benefică în perioada rece anului. Doar cu această miere natural putem să ne tratăm atunci când vine în ospiții la noi virozele, răceală, gripă. Și ultima miere pe care noi o recoltăm, dar e destul de departeșor, avem așa, mierea de floarea soarelui. Mierea de floarea soarelui este recoltată tocmai de la Florești. Mergem cu albinuțele acolo, avem paznic care are grijă ca albinuțele noastre să rămână acolo în decurs de 3-4 săptămâni. Este, noi totdeauna zicem că cea mai bună miere este mierea de floarea soarelui pentru că este unicul produs natural în care se găsește licitina în stare pură. Licitina este foarte bună pentru creier și dezvoltarea memoriei. Totodată, cel mai bun energizant natural este mierea de floarea soarelui. În gospodăria noastră mai avem și alte produse, așa cum ar fi propolisul. Propolisul este unicul antibiotic natural fără termen de valabilitate. Luptă cu peste 30 tipuri de virus, inclusiv virusul gripal, este antiseptic, este antimicotic, foarte bine cicatrizează rănile după intervenții chirurgicale sau după diferite fracturi. Facem tot felul de lumânărele din ceară și încercăm să folosim ceara doar naturală. Este recomandat ca înainte de culcare 15-20 minute în camera în care noi dormim, să aprindem această lumânare, pentru că în compoziția ei este și propolis, care este antibacterial. Așa. Mai avem aici la noi o tinctură de alcool cu albini. Este pe bază de venin de albine. Este foarte bună pentru dureri articulare.
coate, genunchi, falange, spate. Se folosește atât uz intern cât și uz extern. Așa, foarte mulți apicultori încearcă, după ce extrag mierea, pelicula de deasupra sau căpăceala să o dea înapoi la albini, după care ceara o topesc și obțin o ceară de culoare galbenă-galbenă, iată ca ceara asta. Noi nu mergem după principiul lor, noi încercăm să fim un pic altfel și această căpăceală este unicul produs apicol în care se găsesc toate produsele apicole. Aici avem și polen, și miere, și păstură, și ceară, și propole, și un pic de lăptișor de trântor, și un pic de lăptișor de matcă. Și încercăm cumva să nu le dăm înapoi albinelor pentru că îl putem folosi noi. Așa. Și mai avem încă un produs... Un produs care este caracteristic doar nouă, deja suntem 3 ani pe piață și nu încearcă nimeni să ne copie. Acest produs verde frumos este urzici cu miere de salcâm. Uscăm urzicile, le colectăm deodată cum până a înflori, cum se desface frunza, cum le colectăm, le uscăm bine și avem noi o tehnică acasă, da? Le amestecăm cu miere de salcâm, sunt benefice pentru a întări sistemul cardiovascular, coboară indicele glicemic, coboară tensiunea arterială, face sângele să fie mai fluid, este produsul care până când nu ne copie nimeni, nu știu, vedem curând ce se întâmplă. Și în afară de faptul că avem aceste produse apicole, noi mai facem combinații de miere cu tot felul de semințe, care ultima perioadă nu reușim să le facem pentru că le oferim la degustare, mai ales în perioada de vară. Toți cei care ne vizitează, degustarea este făcută cu miere de salcâm, cu tot felul de tipuri de semințe uscate. Dar totodată copiii noștri, văzând că se poate de făcut din asta careva bănuți, ei s-au gândit să nu piardă timpul zadarnic și odată ce la noi în Prisacă vin mulți copii, cea mai mare excursie am avut-o de 175 de copii, copii de toate vârstele, vorbim de copii chiar și preșcolari, grădiniți, am avut anul ăsta în jur de 100 și ceva de copii de la o grădiniță privată din oraș și Camelia cu Drauguș s-au gândit și cei mici care puțin pricep în miere să meargă de aici cu un suvenir plăcut din partea lor. Așa că brățările astea frumoase pe care le vedeți aici sunt făcute de Camelia și Dragoș. Deja la noi rudele care vin în ospiții, cadouri nu mai aduc bomboane și ciocolate, dar aduc mărgele și asta este activitatea pe care o fac ei. Ei știu, dacă noi avem o excursie de 60 sau 70 de copii, numai decât trebuie să pregătim cel puțin vreo 30 de brățări. Dacă anterior ne chinuiam cu ele că erau într-o lădiță, acum ei au fost cei care singuri și-au cumpărat suport ca să arăte mai frumos brățările pe care le au ei. Așa-i, Drăguș? Da. Camelia, tu ce zici? Da. Bine. Dragile spectatori, de ce această prisacă se numește Prisaca Vulpii, ne spune în momentele ce urmează doamna Veronica Vulpi. Suntem o afacere cu nume predestinat, așa cum am câștigat un proiect, am fost nevoiți timp de o noapte să ne gândim la o denumire și un logo original. Eu venind din învățământul primar și fiind prietenul cu poveștile, mi-am amintit de povestea Gogoașa. Spre final, unde pe coperta cărții este o vulpe și pe botișorul care este o gogoașă. Și atunci m-am gândit eu că numele nostru de familie, fiind vulpe, trebuie neapărat să figureze undeva în afacerea asta. Și atunci zic că înlocuim gogoașa cu albine și o să iasă foarte bine. Să nu se pară că a fost atât de simplu, pentru că am avut chin foarte mare cu nasul acestei vulpi, ca să o personalizăm și ca să demonstrăm cumva legătura dintre vulpi și albină, a trebuit să lucrăm ore în șir în timpul miezului nopții ca să iasă ce a ieșit în final.
Și a ieșit ceva bun, zice lumea, pentru că se memorizează ușor, este ceva deosebit și personalizat și chiar ne caracterizează. Pe toate produsele noastre apare acest logo, unde nu ne ducem, este prezent cu noi, avem și un banner care ne reprezintă și suntem mândri de denumirea noastră și de produsele pe care le promovăm. Recent, pot să vă mai spun, acum pe 1 august am deschis un magazin împreună cu cineva și acolo se găsesc produsele noastre. În afară de faptul că noi mergem, suntem niște apicultori activi în târgurile de Republica Moldova și în afara Moldovei, încercăm să aducem produsele noastre și pe rafturile magazinelor și primul magazin care a fost deschis acum pe 1 august chiar în Strășeni, care se numește Eveniment Asta, este un magazin unde se pot găsi diverse produse, unde poți mergi să alegi să-ți faci singur un cadou. Avem și noi acolo două rafturi și se pot găsi și produsele noastre în componența în care au fost prezentate. Așa că, dragi telespectatori, nu ezitați să veniți să vizitați Prisaca Vulpii aici în orașul Bucovăț și, desigur, să vizitați magazinul unde se află produsele acestor apicultori, da, să le zic așa, și să le cumpărați atât pentru dumneavoastră cât și pentru a face daruri celor dragi. Iar noi o să vă arătăm în continuare momente frumoase și deosebite, decorul care îl au aici la Prisacă, acești meșteșugari, așa să le zic, și mă bucur enorm de mult pentru succesul lor, care cu siguranță că va fi în continuare în dezvoltare și că o să le aducă foarte mulți vizitatori, dar și oameni care vor primi aceste produse ca pe ceva extraordinar de frumos și vor ști să împărtășe această plăcere cu prietenii, cu toți cei dragi. Iar noi le zicem la mulți ani și la mai mare pentru o dezvoltare frumoasă, pentru succes și pentru ca tot ce aveți în gând să se realizeze și, desigur, acești copilași a dumneavoastră să crească mari, frumoși, ajutor bun părinților, dar și mândrie și să contribuie și ei cu ce pot în dezvoltarea afacerii, dar și cu siguranță să-și dezvolte în continuare și afacerile lor personale, desigur. Așa, o să începem să vă povestim despre cum a luat naștere afacerea noastră aici în pădure. Până în anul 1976, zona asta era locuibilă. În anul 1976 a fost un an foarte ploios și tot pământul într-o noapte a fost mutat la vale și oamenii au lăsat această zonă nelocuibilă. Noi în 2019 căutam un loc pentru Prisacă, pentru că acasă deja aveam în jur de 30 de familii și era destul de complicat pentru că vecinilor mierea deja nu le mai plăcea cu care noi îi serveam. Am decis să căutăm un loc ușor frumos, nu tare departe de casă, dar aici în localitate. Am cutreierat câteva săptămâni la rând, doamna Vulpe nu este amatoare de plimbat prin pădure, dar mergea după mine aici. Și am găsit această zonă, avem 7 terenuri procurate aici, dar foarte greu, ultimul a fost procurat în anul 2022, consecutiv din 2019, primul teren acolo unde deja ați trecut și ați văzut că se află albinele a fost primul teren. Exact ca în junglă erau toate terenurile, acces, nu vorbesc de transport, dar omul nu putea să treacă, am despădurit până anul trecut, am despădurit de la copăcel la copăcel, ceea ce vedeți aici sunt copacii rămași care noi am decis ca să rămână ca umbră. Partea de la vale avem în aproape 12 ari plantați o livadă de tot felul de pomi fructiferi. Drumul pe care v-ați urcat, în jur de 170 de metri, acces nu era, pe acolo transport nu trecea, nici tractorul ca să colecteze gunoiul menajer nu venea și câțiva vecini aici prin zonă care nu aveau unde să arunce gunoi, au decis să facă pe unul din terenurile astea care noi le-am procurat gunoiște
și câteva zile consecutive am lucrat vreo 5 bărbați ca să putem să evacuăm deșeurile și să mergem mai departe. Drumul care s-a făcut, cu, hai să zic așa, 70% a fost sprijinul ex-primarului doamna Dâmcenco Mariana, care ne-a oferit aceste materiale de construcție și îi suntem recunoscători. Deja noi am început să ne gândim ce facem în zona asta. Toți care vedeau zona ziceau, Doamne, nu știți în ce sărăcie v-ați implicat. Dar noi mergem după principiul că omul sfințește locul și acum când vin cei care fusese câțiva ani în urmă, zic, nu cred că asta e aici. Avem rude care vin odată în an acasă și de fiecare dată, de la an la an când vin, tot zic, anul viitor ce mai găsim nou aici sau ce planuri mai aveți. Și dacă în 2019, când ne-am avântat frumos cu doamna Vulpe în această aventură, oamenii ziceau că suntem nu chiar sănătoși, că am făcut lucrul ăsta. Acum când vin, zic, cum v-a venit în cap să faceți lucrul ăsta? Zic, am vrut și noi să avem un loc frumos în Bucovăț, pentru că, într-adevăr, în localitate, chiar să vrei undeva să ieși, nu ai unde. Acum, deja, mai avem, eu de fiecare dată zic, mai avem un picușor, dar un picușor ăsta se întinde încă un an, dar se ved lucrurile deja făcute din urmă. Odată ce în zona asta este pădure de salcâm, un pic de stejar și arțar avem, noi din 2019 până la moment avem peste 800 de puieți de tei plantați cu forțe proprii, aduși de la pădurari cu suflet mare care ne le-a oferit gratuit, duci și ți-l ia, da? Și i-am plantat aici în zonă, numai noi știm cu cât chin, dar vedem deja roadele pentru că sunt pomi prinși și totuși ne gândim că din cei 800 și ceva care avem plantați, măcar 300 sau 400 dacă o să prindă și o să ajungă în câțiva ani copaci scoși deja din caz, hai să zic, atunci o să primim și noi plăcere. Deși în fiecare an încercăm, indiferent de faptul că am pus noi ori nu am pus, încercăm să plantăm 50, 100, 150 de tei, așa cum nu este timp, nu este posibilitate, oricum găsim să o facem. Totdeauna zic când mă întreabă cineva, mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă la granița noastră, nu vă e frică? Eu zic așa, uneori din casă ți-e frică să ieși, dar ieși. Exact așa zicem și noi. Noi vrem să rămânem acasă, să creștem frumos și să îmbătrânim frumos aici lângă copii și am fi vrut ca copiii să fie stăpânii propriilor lucruri și să nu meargă și să creadă că în altă parte, în afara țării, banii se fac mai ușor. Poate ei și se fac un pic altfel, dar oricum atâtea probleme sunt și atâta dor că mai bine încetişor să ne facem noi viitorul acasă. Când cineva mă întreabă perspectiva care este, eu zic totdeauna așa. Eu cred că în 10 ani o să schimbe lucrurile aici în Moldova și este nevoie de oameni entuziaști, este nevoie de oameni care vor să schimbe lucrurile și rămân aici. Dacă o să plecăm cu toții, nu o să putem să facem noi schimbarea. Deci noi încercăm să facem schimbarea, deși atâta timp cât aici era ceea ce era, la nimeni nu trebuia nimic și în momentul când au început să apară schimbări, deja au apărut prețurile la teren, au început să fie colosale, da? Ca pe la Durlești, pe acolo. Au început să apară probleme că deja îi deranjează huruitul mașinilor, deja îi deranjează pietrișul de pe drum, deja îi deranjează presiunea din sistemul apei, deja și tot așa mai departe. Oricum, noi încercăm să fim cei care suntem, oferim sprijin, hai să zic așa, suntem parteneri cu Apeleu și ei ne ajută pe noi și noi încercăm cumva să punem și noi umărul. Avem, în ultimul rând, o sumedenie de activități pe care deja și Direcția Generală Educației Strășeni a început să le facă aici. În 3 ani în urmă, noi am dat start ediției TVC-ului Oameni pentru Albine. A fost un TVC raional. Noi am fost și participanți și am făcut partea teoretică la școală, 5 probe, și deja degustarea și vizita stupului a fost aici în Prisacă. Atunci absolut nimic din ceea ce este acum nu era aici. Primeam vizitatorii în fața albinelor.
Și încă 2 ani, inclusiv și anul ăsta în aprilie, am avut a treia ediție, deja noi fiind doar gazdă. Este foarte benefic activitatea asta din considerentul că oamenii trebuie să conștientizeze importanța albinelor, pentru că peste 70 și ceva la 70% din procente din culturile pe care noi le consumăm sunt culturi polenizate de către albine. Dar totodată am avut anul ăsta și lecții deschise de la Strășeni, nu a noastră, lecții deschise, dar profesori din alte instituții din raionul Strășeni au făcut lecția deschisă aici în Prisacă, le-am vorbit despre importanța albinelor, ei ne-au surprins și ei cu cunoștințele pe care le avem și încercăm poate în viitor apropiat cumva să ajungem să apicultura să fie la nivel de Ministerul Educației o disciplină poate pentru prima perioadă opțională, ca mai târziu să devină o disciplină obligatorie, pentru că într-adevăr importanța lor este colosală pentru natură și pentru noi oamenii. Aici avem o căsuță cu apiterapie. În această căsuță se găsesc 2 paturi. Sub fiecare pat se găsesc 4 stupi de albine. Fiecare stup este pe circa 20 de rame. În această căsuță se poate de dormit, dar totodată se poate de făcut proceduri de apiterapie. Să nu încurcăm procedurile de apiterapie cu procedurile de acupunctură cu ace de albine, fără ace. Aici, intrând, simțim exact aerul care este în stup. Vorbim despre mirosul de propolis, mirosul de miere, mirosul de polen, care face foarte bine căilor respiratorii. Totodată, așa cum boala secolului 21 este boala sistemului nervos, foarte bine calmează și oferă un suport de energie foarte bun. Deși cei care urmează să vină aici, intenționăm să le interzicem să intre aici cu telefoanele. Sper să fim bine înțeleși. Nici că acum nu poate cel care stă aici să fie înțepat de albini, pentru că totul este securizat. Sub fiecare pat, la fiecare stup care este o gaură de 8,5 cm, acoperit cu plase și în afară de faptul că simțim mirosul deosebit din stup, totodată și vedem sutele de albini cum lucrează aici înăuntru. Cu mare drag vă așteptăm la noi! În această zi minunată, aici pe stadionul mare a orașului, au avut loc și competiții sportive. Vrem să vă facem cunoștință cu cei mai talentați sportivi ai orașului.
dragi telespectatori, alături de mine Lampe, un sportiv performant pe Stavila Vasilie, cel care este mândria acestei localități, și o să rugăm chiar pe dumnealui să ne spună mai multe despre cariera lui sportivă, despre competițiile în care a participat și despre rezultatele frumoase la care a ajuns. Da, bună ziua, mă numesc Stavila Vasilie, sunt student la Academia de Poliție Ștefan cel Mare, deja anul 3. Sunt maestru în sport la lupte libere, practic luptele libere de 13 ani. Sunt multiplu campion al Republicii Moldova, participant europene, premiant și campion la turnee internaționale, cum ar fi prin Rusia, Franța, Italia. Pe parcursul carierei am avut și careva neplăceri, cum ar fi o traumă la picior, care m-a ținut departe de saltea undeva jumătate de an. Dar în rest mă bucur pentru rezultatele mele și sper să ajung cât mai departe. Noi îți mulțumim că ai fost alături de noi în această zi frumoasă și alături de toți locuitorii acestui oraș. Îți mulțumim că ai arătat din performanța ta acolo pe covorul instalat pe Stadionul Mare și că ești un exemplu pentru cei mai mici, pentru ca să urmezi un exemplu frumos, sportiv, ca să crească și ei bravi, voinici, așa precum ești tu. Ce dorințe mai ai tu în continuare? Doresc să aduc o medalie de la europeni, chiar mondiale, și doresc în cariera mea de polițist să ajung cât mai departe și să demonstrez lumii că suntem un stat în care legislația are dreptate. Și le urez consătenilor mei o sărbătoare cât mai frumoasă, chiar dacă suntem un orășel mic, dar suntem foarte unit. Și copiilor care astăzi s-au luptat, le felicitări și le doresc ca și ei să ajungă cât mai departe și să încalce pe urme. De ce și nu? Bravo! Cât mai mulți asemenea exemple să avem atât aici în orășelul Bucăveț, cât și în întreaga țară. Mulțumim și la mai mult și la mai mare. Succes în continuare! Parte, da? Da. Fixați familii din opor. Atenție! Dragi telespectatori, alături de mine am un alt sportiv de performanță, un campion european care o să ne povestească despre cariera sa sportivă și se bucură de această frumoasă sărbătoare de aici, din orașul Bucovăț. Spune-ne, te rog, cum te numești, de unde vii și care sunt rezultatele tale sportive? Bună ziua, mă numesc Până Cătălin, am 17 ani, sunt din orașul Călăraș, unde mă antrenez în fiecare zi cu prietenul meu, Stavila Vasile, el este de aici, din Bucovăț. Mereu, de mici copii, noi ne-am antrenat într-o sală și uite că ambii am ajuns la rezultate foarte mari pentru noi, printre care rezultatele mele în sport sunt odată campion european Under 15 și recent am venit la campionatul european Under 17, unde am luat locul 2. Sunt de 4 ori la rând campion al Republicii Moldova și multe alte competiții internaționale, naționale, unde luam cele mai bune rezultate. Și tot împreună cu Vasile Stavil, el ne-a fost prieten din copil, chiar și până acum, ziua de astăzi, și uite că am venit aici să-l susțin la luptele astea care el acum le-a avut și el este tare bravo că s-a luptat până la urmă și a câștigat ce a vrut el.
Noi vă mulțumim că sunteți alături de prieteni, alături de toți locuitorii acestui oraș și vă mulțumim pentru performanțele noastre, pentru că cu asemenea sportivi și întreaga țară se mândrește, iar noi continuăm să fim alături de sportivii performanți. Vă mulțumim că sunteți și alături de noi de Nebusul Ioc TV și noi, desigur, că vom încerca să continuăm să vă urmărim și să aflăm rezultatele voastre. Și nu numai noi, dar întreaga țară se va mândri cu rezultatele frumoase pe care le aduceți de la competițiile din întreaga lume. Vă mulțumesc! Dragi telespectatori, iar în momentele ce urmează am colectat imagini inedite de la Hora Satului. Sărbătoare frumoasă organizată de către Primăria Bucovăț. Orașul Bucovăț este situat pe malul râului Bâc și este din raionul Strășeni. Doamna primar, Irina Maximova, ne-a invitat să descoperim locurile, dar și oamenii gospodari acestei localități și, desigur, să admirăm și cum se distrează la sărbătoarea satului. Așa că, în continuare, am cules momente inedite pentru domniile dumneavoastră, pentru ca să savurați din plăcerea sărbătorii. Telespectatori, alături de mine am ansamblul folcloric Buciumașii și conducătorul artistic Valeriu Prisăcaru, care o să ne povestească mai multe despre evaluările acestui colectiv, dar și despre intrarea lor spectaculoasă astăzi la această minunată sărbătoare. Vă mulțumim că sunteți prezenți astăzi la sărbătoare și că ați acceptat să ne spuneți câteva ei cuvinte. Bună ziua la toată lumea! Referitor la fraza care a spus-o dumneavoastră, dacă am acceptat, nu putem, sunt vecinii noștri Bucovăț, noi suntem de Vorniceni, localitatea alăturei Bucovăț, deci nu putem să refuzăm.
Noi suntem într-adevăr ansamblul folcloric Buciumașii din Vorniceni, care suntem puțini, dar îndrăzneți, ducem faima neamului tradițiilor naționale înainte. Suntem 3, suntem 5, suntem 7, 9, dar mergem înainte. Știe toată lumea că datorită acestui instrument de alarmă și semnalizare, Ștefan cel Mare a câștigat una dintre cele mai strălucite lupte la Podul Înalt, datorită unei cete de buciumași a învins mult mai mulți turci. Deci noi ne stăruim să avem focul tradițiilor naționale în suflet și să le transmitem la tânăra generație în creștere. Iar noi vă mulțumim pentru că asemenea colective fac ca cultura țării noastre să înflorească, iar cultura unei țări este și emblema ei, așa că cultura țării noastre este una bogată, bogată în tradiții, obiceiuri și ansambluri folclorice care știu să ducă faima țării atât aici, în țară, cât și peste hotarele ei. Vă mulțumim din suflet! Sănătate și numai bine! Și apropo, suntem la moment unica ceată de buciumași în țara Basarabiei. Am fost la un spectacol, Milești Mici, au fost din România vreo 70 de persoane și chiar dumnealor ne-au spus că în țara de peste Prut, deci în România Mare, nu s-au mai păstrat buciumașii. Deci ne bucurăm de faptul că suntem unici în arealul organizați în tot arealul românesc. Iar noi ne mândrim cu dumneavoastră și sperăm ca acest exemplu să-l ia și alte colective. Iar atâta timp cât sunteți existați și transmiteți această artă frumoasă generațiilor în creștere, este doar, să zic, un eroism așa, o faptă eroică din partea dumneavoastră. Da. La mulți ani și înainte! Și noi să învingem toate luptele care ne sunt în cale, exact așa precum a făcut Ștefan cel Mare, alături de buciumași și alături de tot cei care știu să promoveze arta și cultura țării noastre. Dragi telespectatori, sărbătoarea în orașul Bucovăț este întoi, iar noi avem alături de noi pe doamna primar, cea care a fost organizatoarea nemijlocită a acestei frumoase sărbători. Doamna primar, spuneți-ne, vă rog, cum v-a reușit sărbătoarea și care sunt emoțiile celor care sunt aici? Bună seara! Avem emoții foarte mari, suntem foarte fericiți. Într-adevăr, organizarea a fost un pic complicată. Am avut puțin timp pentru a organiza, însă eu cred că noi am reușit. Am reușit să atragem copiii, să atragem locuitorii, atât din orașul Bucovăț, cât și din satele vecine. Am adus topogane, un carusel, adică distracțiile sunt la maxim. Sigur, vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizare, toți angajații APL-ului, Consiliului Raional. Mulțumesc enorm agenților economici din localitate care au contribuit enorm pentru organizarea acestui eveniment. Și, desigur, vreau să mulțumesc tuturor locuitorilor care au venit astăzi aici, care sărbătorim împreună, care vor serbare, vor eveniment, vor să fie ceva frumos. Noi sper că am reușit cu organizarea și vă invităm în continuare să sărbăm. Desigur, parte componentă a sărbătorii sunt locuitorii și oaspeții acestor care sunt numeroși, iar noi ne bucurăm văzând pe fețele lor emoții pozitive, zâmbete, bucurie copiilor care se amuză aici la toate atracțiunile care sunt aici special instalate pentru ei. Iar dumneavoastră, doamna primar, vă doresc succes în continuare și să reușiți, precum ați reușit în această zi minunată, să aduceți pe fețele locuitorilor zâmbetul, să le creați acea atmosferă frumoasă, atât de muncă, cât și de viață, de sărbătoare extraordinară, precum ați demonstrat astăzi că puteți să o faceți. Da, vă mulțumesc frumos și sărbătoarea continuă, toți la dans! We'll be right back.
Și talentată și foarte, foarte muncitoare. Doamna Viorica Vartic, cea care este directoare la Centrul Tineretului, care este nemijlocit parte a, și organizator a oricărui eveniment cultural-artistic din localitate și nu numai, dar mai multe despre acestea ne povestește chiar dumneei. Bună ziua! Vreau să mă adresez concetățenilor din localitatea noastră. Dragi contacteni, astăzi avem o mare sărbătoare. De Paști și de Hram, toate drumurile duc spre casă. Așa este și astăzi la noi în localitatea Bucovâț. Cântăm muzica, oamenii zâmbesc, ne adunăm și toți cei care suntem plecați spre spătare. Să știți că fiecare dintre noi vine cu mare drag aici, ca să sărbătorească această minunată sărbătoare. Dar nu numai ca să sărbătorim, dar și mai departe să continuăm tradiția strămoșilor noștri. Pentru că dacă n-ar fi să fie gura aceasta de rai, nu mi-ar ajunge tot restul pământului pentru o casă mică, frumoasă, să stea luminoasă la marginea crângului în bătaia vântului. Și casa aceasta este Bucovețul, baștina unde m-am născut, baștina unde am crescut, baștina unde promovez mai departe tradițiile și unde împreună cu absolut toți locuitorii din orașul Bucovâț ne simțim foarte bine astăzi, pentru că este o sărbătoare frumoasă organizată de APLE, de doamna primar Maximova Irina, și căruia chiar îi zicem un mersi foarte mare și suntem bucuroși să vă avem ca oaspeți. Iar noi vă mulțumim că suntem aici alături de dumneavoastră, că ne-ați adoptat așa în familia orașului Bucovăț, măcar pentru o zi, ca să savurăm de această frumoasă sărbătoare, de muzica bună, de emoțiile pozitive a oamenilor și a oamenilor care știu să promoveze și să valorifice arta și tradiția țării noastre. Mulțumim, mulțumim. O sărbătoare frumoasă tuturor! Mulțumim și în continuare fragmente deosebite din cadrul sărbătorii.
mă scol de dimineață cu zâmbetul pe față și nu pot să înțeleg de ce. Odaia-mi este plină de farmec și lumină, în cap răsună cântece. Îmi iau la drum o geam, destilate elegante și telefonul evident. El sună și mi-apare o poză după care s-ascunde un zâmbet inocent. Razele de soare mă invit afară, oare ce sărbătoare e? Inima îmi bate cum nu se mai poate, de vină este vara. Zilele de vară sunt ochii tăi albaștri arzător. Nopțile de vară sunt ale tale șoapte de amor. Vise unde mi te-ai dus, că acasă n-ai ajuns mai. Dar nu știu unde mi te-ai dus, că acasă n-ai ajuns mai. O vorbire de-a lângoare, băi necuță mei, ca să-mi dai o sărbare, băi necuță mei. O trecut atâta vreme, băi necuță mei, dar inima la mea te cer, au necuță măi. Chiuim odată! Zi, șa, bum, șa, șa! Am într-o zon, pe la munte, ciobinițe cu oie multe. Asta e! Mai mândruță, de la munte, ciobinițe cu oie multe. Omorii din deal în mare, măi necuță mei, ca să-mi dai o sărutare, măi necuță mei. S-o trecut atâta vreme, măi necuță mei, dar inimea la mea te cere, măi necuță mei. Dragi telespectatori, aici la Bucovăț am alături de mine un oaspete deosebit a sărbătorii. Este domnul Pleșca, care o să ne spună un cuvânt de felicitare pentru toți locuitorii acestui oraș minunat și impresii de la această sărbătoare. Mulțumesc pentru invitație. Chiar am plăcere să ajung aici, în centrul Moldovei. Deseori am trecut prin acest oraș, iar acum, cu prilejul hramului orașului, cele mai calde urări de bine către dumneavoastră. Cei care ani de zile vă aduceți tot suportul pentru comunitate, pentru familii, pentru binele, viitorul țării noastre. Felicitări! Și în special cu ziua care se manifestă pe hramul orașului, Sfânta Marie Magdalena, care o plus valoare pentru educația spirituală a copiilor, concetățenilor. Felicitări, mulți ani și încă o dată vă mulțumesc! Iar noi vă mulțumim pentru cuvintele frumoase și să se îndeplinească aceste cuvinte, iar toți locuitorii acestui minunat orașel să fie bine dispuși mereu și cu capacități enorme de muncă și mereu cu biruința în suflet și cu sufletul curat să meargă înainte să construiască și să făurească acest meleag minunat. Oameni frumoși la chip și suflet, harnici, care știu să muncească, știu să se distreze, am întâlnit aici la Bucovăț.
Noi le dorim succes în continuare și, desigur, vă îndemnăm pe dumneavoastră, dragi telespectatori, să rămâneți mereu alături de noi, alături de primul post muzical de televiziune din Republica Moldova, Busuioc TV, pentru că noi știm să intrăm în casele și inimile dumneavoastră cu muzică bună și de calitate. La revedere și pe curând!